are tot felul de, de probleme. Alaba a debutat în naționala Austriei în 2009, tensiune mare, elan scurt, atenție, elan scurt al lui Alaba. Poate este Ter Stegen, tot 19 ani, un duel al adolescenților la acest prim penalt. Alaba, impecabil. Ha. Impecabil. Loc, lângă vară. Și dacă îți spune unde dă, n-ai cum să apă. Plasa laterală. Tare. Interesant, Alaba, primul executant. Când îi iei pe Robben, pe Ribery, foarte, foarte interesantă alegerea. Ce șanse sunt să ateze Dams? Mici, nu? Și el bate bine. Dams, primul executant al Borussiei Mönchengladbach. A atins-o Neuer. Cu emoții. Cred că avem șanse să vedem vreo 10 serii. Lasă-i-o, ia Neuer. Și că Neuer e foarte bun, foarte agil, foarte mobil, foarte mare. Ai văzut, da, pe acest cadru cu Paianjul, părea cum pot toată poarta. Asta este Robben? Nu, Ribery. Alunar cu ideea așa, preventiv. Până acum Ribery nu s-a bucurat de acest atament. Da, s-a ajuns la penaltiuri acum. Orice mijloc e potrivit ca să distrage atenția adversarului. Ribery bate cu dreptul. Vedem ce execuție alege. A plecat cam devreme Ter Stegen. Asta nu să spun și eu. În fața lui Ribery ești, în fața unui jucător de clasă ești vulnerabil dacă ai ratat momentul plecării pe colț. Bayern a transformat Herman totul. Ce primește acolo? Hârtia. Are acolo un asistent care dă la fiecare. Are așa un carnețel cu numele, da, celorlalți. Herman, impecabil. Și nu era plecat cam devreme. Să vedem 10 spre 12 serii. Deci asta a fost organizarea. Favre avea bilețele cu felul care execută toți adversarii, bilețele date la asistenți, iar aceștia îi dau, când trebuie, îi dau bilețelul lui Ter Stegen, care nu prea l-a prins nimic. Bine, nici n-a prea avut ce au fost trei penaltiuri perfect. Și ăsta a fost perfect, pentru că a fost sus, n-a fost chiar pe centru. N-a fost bun nici ăsta. Este rupt. Dante, cred că este, nu? Dacă l-am văzut bine așa, prin acea perdea de jucători care așteaptă la mijlocul terenului. Dante își așează mingea cu mare grijă. Studiază și terenul din fața mingii. Doamne, plânge. Plânge înainte de da, deznodământul partidei. Au! Ce prost a dat! Tocmai el care și-a îmbărbătat cu echipierii atât de frumos până la urmă, înainte de acest moment. A bătut tare, dar foarte sus. Case în colțul celălalt, Noe. Prea mare motive de bucurie Noe nu are, n-a contribuit cu foarte mult la această... A închis poarta, a fost acolo. Un gol avans pentru Bayern. Să nu spui că e... A, nu, e Kroos. Toni Kroos. A avut emoții. Ce noroc a avut. I-a dârdâit sufletul. Gladbach trebuie să înscrie pentru a rămâne în joc. De asemenea, portarul trebuie să apere al cincelea penalti. S-a dus Norvait. Norvegianul a avut un meci sub așteptări astăzi. Și ratează, apără Neuer. Finala Cupei Germaniei se joacă între Borussia Dortmund și Bayern München. A ratat Norvait, care de la început până la sfârșit a fost slab astăzi.
a fost slab. 4-2, Bayern se califică în finală după executarea loviturilor de departajare. N-a mai apucat Royce să bată. Au avut grijă Dante și cu Norwid să rateze. Și Gladbach rămâne cu consolarea gândului că... Sau nu, rămâne neconsolarea.